Bună săgetător și bine ai venit la previziunile pentru luna noiembrie. În primul rând vreau să îți urez la mulți ani dacă îți sărbătorești ziua de naștere pe final de noiembrie. Menționez faptul că aceste previziuni sunt valabile și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Iar dacă previziunile ți se potrivesc, te aștept cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Dragi săgetători, o lună noiembrie foarte interesantă. În primul rând, până pe 23 noiembrie, ți-aș recomanda să te concentrezi mult mai mult pe tot ce ține de spiritualitate, pe tot ce ține de ideea aceasta de a reanaliza puțin trecutul. Poate chiar poți să înveți niște lucruri foarte interesante care să te ajute să-ți dai seama cam ce ar trebui să închizi prin viața ta. Pe de o parte, pe de altă parte, ar fi bine să nu te supra Da? Iar dacă ai examene sau dacă ai ceva de studiat, dacă ai legătură cu străinătatea, cu studiile înalte, vezi că ți este foarte favorabil să faci lucrurile astea singur sau să le faci în secret, în tăcere, pentru că foarte multă susținere ai. Studiază ceva ce vrei tu, dar trebuie să știi doar tu. Da. Apoi avem uh, o eclipsă, o lună plină în taur pe data de 8 noiembrie care pentru tine. Îți um, activează axa șase deci e vorba de o axa sănătății pe de o parte. Uh, săgetătorii, în sfârșit, au ocazia să rezolve o problemă de sănătate, să închizi ceva sau în sfârșit. Rezolvi o problemă legată de muncă Vezi că pot apărea tot felul de schimbări pe acolo Dar ele sunt pozitive pentru tine Poate trebuie să închei ceva Poate trebuie să mergi puțin și pe cont propriu da? Pentru unii dintre voi Și spun acest lucru pentru că Toată luna noiembrie, Marte va fi retrograd pe Casa Relațiilor, Asocierilor și Parteneriatelor. Deci, relațiile tale pot funcționa ușor mai greu, pot apărea tot felul de neînțelegeri, ciudățenii. Atenție ce semnezi în luna noiembrie. Foarte mare atenție. Citește de mai multe ori. Încearcă, de asemenea, să eviți tensiunile cu ceilalți, pentru că vor fi din plin. Din acest motiv am spus că unii săgetători chiar își pot da demisia, pot încheia o etapă, pot să închei un proiect, doar că vezi că apar niște ciudățenii birocratice, niște probleme. Bun, pe de altă parte, până pe 18 noiembrie este foarte bine să încerci să eviți deplasările prin locurile publice și vezi că o să intuiești niște secrete, niște lucruri, poate chiar afli niște secrete interesante legate de relații, legate de uh, parteneriatele tale și asta e foarte, foarte interesant. da uh, Apar tot felul de surprize, se întâmplă tot felul de lucruri pe care nu prea le poți controla în relația cu autoritățile sau în relația cu soțul, în relația cu o persoană importantă din viața ta. Pe de altă parte, după 18 noiembrie încolo, gata, poți socializa, ești mult mai comunicativ, reușești să îți faci vocea auzită, în sfârșit spui ce te deranjează, în sfârșit poți să primești acea aprobare pe care o aștepți. Apoi, până pe 17 noiembrie, Venus, micul benefic, se află în zodia Scorpionului și de aici îți ajută te ajută foarte mult, îți oferă multă protecție uh, pe sănătate, îți oferă multă protecție pe ceea ce privește chiar și, să spun așa, munca ta. Da? Uh, grupurile de oameni din care faci parte, relația cu persoanele de la locul de muncă. Ai acolo un noroc special. Da? Uh, și, din nou, îți spun că e bine să-ți asculți intuiția foarte mult în această lună. După 17 noiembrie încolo, Venus se mută la tine în zodie și te ajută să te concentrezi mai mult pe tine, ești remarcat la locul de muncă, lucrurile se îmbunătățesc, ai foarte multă susținere, da? iar după 23 noiembrie încolo, chiar începi să ai și mai multă energie. Da? Poate chiar ce ai studiat sau experiențele pe care le-ai avut până pe 23 noiembrie te vor determina să crești, să înflorești, să spui lucrurilor pe nume, să te faci remarcat și asta e foarte, foarte bine. Ți-am spus de Marte retrograd, până pe 24 noiembrie vezi că mai apar tot felul de ciudățenii legate de casă, legate de familie, de trecut, de zona imobiliarilor, dar ele se mai liniștesc puțin după 24 noiembrie. Da? Iar săgetătorii care se află într-o relație foarte stabilă, da? mai ales cei căsătoriți, vedeți că apar niște ciudățenii, apar tensiuni în luna noiembrie, iar dacă te-ai gândit serios să închizi acea relație, poate că acum e momentul, însă... Pe, pe de altă parte, dacă poți să prelungești puțin lucrurile până prin ianuarie, e ok, da. Dacă nu, poți să închizi. Se îmbunătățește relația cu rudele, relația cu persoanele apropiate. În sfârșit, reușești să rezolve acele probleme legate de drumuri, legate de negocieri, dar cred că este mult mai intens acest aspect, așa cum ți-am spus, pe final de noiembrie. A, și mai avem o lună nouă la tine în zodie, pe 23. Lună nouă. Îți poți pune un nou obiectiv poate chiar te gândești serios să faci niște schimbări la tine, schimbări la modul în care arăți, schimbări în general în viața ta și asta este absolut fantastic. Îți pui acolo o dorință și să știi că ai foarte mari șanse să se materializezi. Vrei să faci o schimbare mare în felul în care arăți, în modul în care ești perceput. Deci sunt schimbări mari pe care tu vrei să le faci. Bun, hai să vedem și Arhanghelii, ce mesaj au să-ți transmită? Mesajul pentru tine este justiția divină imanentă. Foarte frumos! Deci, reușești să clarifici ceva. Așa cum îți spuneam, până pe 23 noiembrie, cam așa, deci cam până pe final de noiembrie, vezi că nu prea poți să controlezi lucrurile care se întâmplă în jurul tău, și asta e bine pentru că Universul, Dumnezeu, Divinitatea, cum vrei tu să spui, te ajută, te ține acolo deoparte ca să nu pățești ceva rău. Numerele importante pentru tine: 3, 2, 5, 32. Culorile importante sunt albastru. Galben, auriu, și văd aici foarte puternic o figură masculină care poate avea un rol important. Arhanghelul Racuel este cel care te ghidează, cel care te ajută în luna noiembrie și este cel care îți transmite următorul cadou, următorul dar. Sunt emisarul înțelept al justiției divine sunt apărătorul angelic al celor, al celor prigoniți, asupriți, neîndreptățiți, persecutați. Fac să reapară dreptatea și armonia divină în toate situațiile în care s-a încălcat ordinea dumnezeiască. Deci atenție, ai o protecție absolut fantastică, însă e bine să lași lucrurile să se miște de la sine. Da? Nu încerca să forțezi lucrurile acolo unde nu funcționează, da? Foarte frumos. Hai să vedem mai departe ce mesaje are și tarotul pentru tine. Pentru că sunt foarte curioasă. Da, mă uitam că motanul este prezent cu noi și chiar stă, se odihnește, are grijă de el. Se iubește. Poate e un exemplu pentru tine. Doi de spade avem aici și este clar vorba de o decizie pe care tu o ai de luat și nu prea știi ce să faci. Sfatul este să-ți asculți intuiția, pentru că, așa cum îți spuneam, ai foarte multă intuiție. Poate ceva încă nu funcționează în zona relațiilor, în zona iubirii. Pentru săgetătorii care se află într-o relație la distanță, vezi că nu știu, mare parte din luna noiembrie nu comunici foarte mult sau sunt tot felul de situații din acestea care nu te lasă să ai relația la fel cum ai avut-o până acum. Dar pe final de noiembrie lucrurile se rezolvă. Da? E doar o perioadă. O teamă văd aici. Prima carte, Asul de Cupe, o veste bună pe care o primești, dar simt aici să-ți transmit că reușești să calmezi ceva în luna noiembrie. Se liniștesc capele în jurul tău. Primești o veste bună, o veste de pace, o nouă emoție care se strecoară în relațiile tale. În mintea ta, cinci de monede. Cinci de monede îmi spune că e posibil ca în luna noiembrie să te simți ceva mai abandonat, ceva mai lăsat deoparte. Ți-am spus, pentru unii, da, chiar ai o lună noiembrie în care parcă se întâmplă lucruri în jurul tău care te izolează de ceilalți, dar e un moment bun să stai tu cu tine și să vezi, să ți încarci bateriile, să vezi ce anume îți consumă din baterie suplimentar și nu are niciun rost. Ai o aplicație în viața ta care îți consumă bateria da? sau nu știu, ai o persoană sau persoane care nu prea sunt favorabile. Și acum îți dai seama că trebuie să închizi. Atenție și pe zona sănătății, repet, în luna noiembrie, dar dacă vrei să Profiți de aceste energii ți-am spus, concentrează-te pe spiritualitate, concentrează-te pe uh, lumea ascunsă, roagă-te, meditează și lasă lucrurile să se desfășoare de la sine, pentru că așa cum ți-a transmis și arhangelul Racuel, justiția divină este prezentă în viața ta. În inima ta, marea preoteasă, e clar faptul că afli niște secrete legate de casă, familie, legate de o persoană importantă. Ai foarte multă intuiție în plan personal. Deci ascultă-ți foarte mult intuiția în această perioadă. La baza manifestărilor tale, șase de cupe. Intri în contact foarte mult, iarăși cu persoane din trecut sau persoane din copilăria ta sau persoane cu care tu ai avut legătură prin alte vieți. Poate chiar vrei să te întorci într-un loc natal, să stai puțin tu cu tine și să-ți pui gândurile în ordine. Văd păi aici foarte intens și un suflet pereche da, care poate să fie prezent în viața ta în luna noiembrie. Pot fi niște probleme vechi aici pe care tu reușești să le rezolvi. Mai departe, puterea, o legătură cu zodia leu, dar nu este valabil pentru toți săgetătorii. Aici puterea îți transmite faptul că în jurul tău vor fi tot felul de lupte de putere, lupte de orgolii, însă pe de altă parte vezi că ai niște persoane extrem de puternice, extrem de importante, care te pot ajuta în situația în care tu te afli. Puterea mai înseamnă și gelozie pe de altă parte, da? Mai departe, 6 de monede primești niște bani sau rezolvi ceva legat de o achiziție, cumperi ceva, vinzi ceva, primești un cadou, nu știu, la mulți ani încă o dată, dacă e ziua ta. Primești un cadou sau uh, pur și simplu în această lună e posibil să să spun așa să celebrezi într-un mod mai ascuns, mai diferit, mai izolat. Însă, pe de altă parte, așa cum ți-am spus, afli niște secrete sau niște informații foarte importante legate de casă, legate de familia ta. Persoana iubită poate să rezolve ceva legat de o împărțire de bani sau ceva legat de un împrumut. Mai departe, Regina de spade avem aici, care îmi spune clar faptul că cineva ia o decizie din viața ta, care te ajută să-ți pui viața în ordine. Regina de spade îți vorbește ori despre o instituție, despre o persoană cu uniformă, despre cineva care vrea să clarifice lucrurile. Parcă vine o persoană în viața ta care te organizează, te ajută să spui lucrurile în ordine și asta este absolut fantastic. Atenție pe relația cu instituțiile statului. Repet că de acolo pot apărea tot felul de lucruri ciudate. Bun, dragi săgetători, acestea au fost previziunile generale pentru luna noiembrie. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Dacă te-ai regăsit în aceste previziuni, te invit cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal, unde vom oferi mai multe detalii. De asemenea, te invit să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă și butonul de like, aceste funcții sunt gratuite pentru toți și, dacă dorești, te aștept și la previziunile zilnice pe zodi, dar și la previziunile care apar în fiecare săptămână pentru toate zodiile. Te îmbrățișez și îți doresc să ai parte de o lună noiembrie cât mai frumoasă!